Nu este un football challenge, dar este vremea prea frumoasă afară ca să mai facem intro din casă și vreau la acest clip, băieți, toată lumea să apese acolo puternic pe butonul de like pentru a reuși peste 8000 de like-uri. Dacă vă doriți un football challenge cu protagonistul acestui challenge, suntem la un meci de Liga 4, după cum vedeți, dar tocmai ne pregătim să plecăm la Buzău, la super meciul dintre FCSB și CFR Cluj și astăzi, având în vedere suportul acordat de Octavian Popescu pe tot parcursul acestui sezon, vreau să-i fac eu o surpriză, deoarece a intrat pe live-uri, a donat, m-a ajutat cu clipuri și așa mai departe și alături de cei de la Golazzo i-am cumpărat un tricou oficial Paris Saint-Germain original cu Neymar pe spate, tată, îl desfacem, o să trească să-l facem la loc. Acesta este tricoul cu Paris Saint-Germain și specialitatea casei. Îl avem pe Neymar aici, tricou original, fraților, deoarece știți foarte bine, Neymar este preferatul lui. El nu știe despre această surpriză, singurul cu care am vorbit este Dani, fratele lui, care mi-a zis că o să fie prezent la Buzău, să nu mergem degeaba până acolo. Și dacă nu știți cine sunt cei de la Golazzo, aveți chiar acum linkul în descriere, găsiți acolo cele mai tari tricouri originale și dacă folosiți codul Tudor Buțan, aveți 10% reducere la absolut orice tricou. Vă puteți alege din gama lor largă de tricouri, așadar vă las chiar acum linkul în descriere să mergeți acolo și rămâneți până la finalul clipului, deoarece cei de la Golazzo au o surpriză și pentru voi, dar haideți să nu mai stăm la discuții și să plecăm spre Buzău. Căpuțin și ajungem la Buzău. Se vede Buzău, da? Da, da. Orță, am ajuns. Știți foarte bine, mereu când am fost într-o deplasare, primul lucru pe care l-am vizitat a fost autocarul celor de la FCSB și mai mult de atât, fratele vostru astăzi va sta și în hotel cu ei, bineînțeles. Așadar, chiar dacă este ultimul meci, vreau să stau din nou cu ei în hotel. Nu vreau să-l chem pe Tavi acum, chiar dacă sunt convins că mi-ar răspunde. Vreau să fie surpriză pentru după meci, indiferent de rezultat. Îi voi da tricoul cu Neymar și haideți să intrăm ușor-ușor și în hotel să ne cazăm și ușor-ușor după aceea să mergem spre stadion. Și am ajuns la stadion, băieți, alături de... Unde sunt băieții mei? M-au lăsat aici, m-au părăsit Carlos și cu Adrian Stoian acolo de pe live-uri, dacă știți. Bă, stadionul arată ok de afară și cred că cei din Buzău sunt deja fan FCSB după culori, vedeți, da? Roșu-albastru acolo direct. Hai să vedem pe unde intrăm, avem la tribuna 0. Hai să vedem pe unde luăm. Asta e stadionul de antrenament al celor de la Gloria Buzău, frumos. Fain terenul. Și pe aici intrăm. Fraților, uitați-vă și voi pe unde intrăm. Pe aici, pe treptele astea, vedeți cât de șmecher? Mi se pare șmecher rău de tot intrarea asta și culmea trebuie să ocolești tot stadionul să ajungi aici. Mamă, zici că e stadionul de la Slatina, numai la Slatina era așa. Serios, cât ești tu lângă pădure, direct. Deci, fraților, e stadionul în spatele nostru și aici, bam, direct pădure, mare pădure. Poți să vii direct în pădure, direct. Hai, băți. Hai. Mamă, deja am obosit, frate. Ce înseamnă asta, frate? Deja am obosit. Mamă, stai că mi-e frică de înălțime, jur, mă țin. Mi-e frică de înălțime. Da. Mamă, ce sus suntem? Mamă, unde stăm? Filmăm, da? Prea șmecher. Băi, deci nu mai clar, ăsta e stadionul 2. Acelor de la FCSB, uitați-vă și la culori și la tot. Super frumos stadionul, chiar îmi place foarte mult. Dar uitați-vă și voi, pune și scaunele. Sunt făcute, nu știu dacă sunt la fel mereu, dar celelalte scaune, uitați-vă. Ia uitați-le cum sunt. Roșu și albastru, frumos. Și suntem primii, tată, primii care intrăm pe teren. Hai să vedem unde avem bilete, frumos. Deci, voi ziceți că mereu zic de toate stadionele că sunt mișto. Dar arată foarte bine stadionul ăsta, chiar foarte, foarte bine. Am coborât fix aici. Mamă, 1-0, ați văzut? A arătat 1-0, l-am dat pentru FCSB, gata, pronosticul dat direct de tabelă. Totul roșu și albastru, se vede, da? Foarte, foarte fain și cred că pe acolo vor intra jucătorii, da, pe acolo intră jucătorii.
iar noi vom sta undeva pe acolo, pe sus. Exact. Și că tot am ajuns prime aici la stadion, suntem cu fratele Carlos și cu fratele Adrian Stoian. Și haideți cu pronosticurile, băieți. 2-0 Steaua. 2-0. Eu zic 3-0. 3-0, eu zic un 3-1 pentru FCSB. Și că tot am ajuns, ia uitați ce avem cu noi aici pregătit. Tricoul cu Neymar. Davi, te pup. Băieții au venit aici să inspecteze puțin terenul, să vadă dacă e bun sau nu. Cred că e Petrila cel de aici din fața noastră, jucătorul celor de la CFR Cluj. Iar acolo îl văd pe Iulian Cristea. Carlos zice că vede și pe Târnovanu. Da? Da, 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 el e. Dar unde e Tavi, tată? Unde e Tavi? Dar nu-i arăta tricou. Ascunde tricou. Fratele nostru Tavi acolo vorbește cu Adrian Șut. Aici l-avem pe Cordea și pe Musi. Și acolo vedeți, Petrila vorbește cu Iani Stoica. Adică, totuși, fair play. Prieten, tată, prieten. Rival în teren, dar prieteni în afara terenului. Și nu e singurul caz. Și acolo, vedeți, doi jucători CFR, doi FCSB. Respect. Și au ieșit portarii la încălzire frumos acolo, celor de la FCSB. Și acolo CFR frumos. Iani Stoica, Șerban Mamut și Andrei Vlad aici. Andrei! A salutat frumos. Mamă, cum se vede de aici? Cât de șmecher. Nu joacă, mă, Andrei Vlad? Băi, pe Flashcore! Miros! Pe Flashcore apare Andrei Vlad. LOL! Beluza celor de la FCSB plină și acolo tribuna frumos, uitați-vă și voi cum e stadionul de aici. Mă așteptam să fie mai multă lume, îi vedem și pe băieții aici. Totuși, dacă ar fi fost o partidă decisivă, mai mult ca sigur, ar fi fost mai mulți suporteri, dar așa... Intră băieții! Ia uitați băieți cum o să aici. Bine! Deci în funcție de unde atacă FCSB vom merge ori în partea asta, ori în partea asta. Ca să vedem toate atacurile. Acum se ia decizia finală. Cred că și-au ales terenul, da. Deci vom merge în partea aceea pentru că acolo vor ataca cei de la FCSB. Ia uitați-vă fraților acolo. Cât de frumos. Și la ce ferea? Sunt și la aici, bă. Tu te văd aici. Prea șmecher, jur. Bine, mă! Bine, băi! Haide-mă, haide-mă! Wow! Wow! Mamă, ce gol era să fie dat! Darius Solaru! Golul campionatului! Wow! Bine, Tavi! Haide! Wow! Deci vă zic sincer, le povesteam și băieților, sunt mai mulți suporteri decât sunt de obicei pe Național Arena. Uitați-vă și voi. Chiar dacă nu e stadionul plin, sunt foarte, foarte mulți suporteri. Cine altcineva? Uitați aici tricoul! Cine altcineva? Davi, tată, Davi!
Mamă, ce pasă! Gol frumos acolo, după un șut superb, o bară acolo, dar a fost offside. Ghinion, ghinion acolo, dar frumos, frumos de tot. Uitați-l pe Tapi, fix lângă noi, frate. De ce fix aici lângă noi? Uitați-l pe jucă. Wow! Wow, bine, mă, Tapi, băie, seara ta. Bine, mă, Ștefan. Nu cred așa ceva. Doamne, ce bună noapte! Unul la unul, din nou minutul 45, fix ca la voluntari. Deci parcă retrezi meciul de la voluntari, vă dau cuvântul de onoare. La fel s-a întâmplat și atunci. De data asta o fază fixă, frumos golul, da? Urât așa, fix în minutul 45, zici că e kick-off glitch. Bine, tati! Wow! Băi, fix acum s-a terminat prima repriză, superbă repriză, vă zic sincer, foarte multe ocazii, cei de la FCSB au dominat și CFR-ul a avut o ocazie și un gol. Revenim din repriza a doua la poarta cealaltă. Bravo, băi, bravo! S-a lăsat frigul aici la Buzău, am fost la mașină să-mi iau buza asta, credeți-mă, dar abia mai vorbesc că făi. Încă două goluri FCSB și eu până la final, dar să vedem. Fraților, asta îmi place foarte mult la galeria celor de la FCSB, indiferent de rezultate când. Dar uitați-vă ce fără în partea aia, gata, au tăcut. Faul, tată, faul! Așa, da, să bată Tavi acolo frumos, dublă, ar fi senzație, sincer. Mamă, cum s-a pus, ia uitați-vă cum s-a pus acolo, că e Petrina. Wow! Wow! Deac, deac acolo. Se pregătesc să intre Iani Stoica și cu Valentin Gheorghe. Opa, Tavi versus Petrila și ce încearcă Tavi acolo. I-a luat-o frumos, bravo Tavi. Șut! Șut la șut, gol superb acolo. Mă, ce-i asta? Mă, ce-i asta, box? Bătaie, gata. Închidem fermoarul și mergem la bătaie. Leger!
Este Tavi, fraților! Este Tavi și intră un tânăr jucător. Tavi Popescu are. Tavi Popescu. Final de partidă, fraților, Steaua câștigă cu 3-1 aici la Buzău. Tavi marchează un super gol, iar șut cu 2 goluri frumoase. Și acum urmează să mergem jos sau după 10.000 de goluri în loc de like-uri. Haideți să vedem dacă îl găsim pe Tavi și dacă putem să-i dăm tricou. Fraților, îl felicităm pe Tavi, bravo, că este un super gol acolo. Și am o surpriză pentru tine despre care nu știai. Este un tricou cu Neymar. Mamă nebunie, este un tricou cu Neymar, nu l-am urs. Direct din față, Neymar acolo. Hai toată lumea cu Tavi! Tavi! Obiectiv îndeplinit, fraților, îi facem cadou tricou cu Neymar cu toată lumea aici. Da, mă, tată, mă! Fratele nostru Tavi face poză cu toată lumea, vedeți, da? Bă, fraților, ghiciți ce am primit din partea lui Iani Stoica. Fratele meu, ținut suflet. Un tricou cu Iani Stoica. Mulțumim toată inima, vreau felicitări și multă mapă. Epoc. Și am primit pe lumea. Nu vine să cred, jur. Uitați-vă și voi. Iani Stoica, forță. Epoc, Iani, să vă ținut suflet, bro. Și multe mulțumiri lui Alex Stoica, deoarece el a vorbit cu fratele lui acolo pentru tricou. Respect acolo, haideți și la el cu un follow acolo pe Instagram. Te pup, bro. Și vrem un cont de ce seamă, auzi, nu? Lasă că vorbim noi. Hai, te pup. Băi, chiar nu știu ce să mai zic, efectiv tremur, pentru că am fost cât pe ce să nu facem, efectiv nu mă vedea Tavi, țipa mea și nu mă vedea. Ne-a dat și mesaj acolo pe WhatsApp, că ne mulțumește mult, dar și eu îi mulțumesc pentru toată susținerea din tot anul ăsta. Haideți cu un follow și cu un mare respect acolo pentru Octavian Popescu. Și ce credeți, fraților? Alături de cei de la Golazzo, mai avem încă o surpriză pentru voi, un tricou la alegere, deoarece dacă intrați pe primul link din descriere și vă înscrieți acolo, puteți câștiga un voucher de 250 de lei să vă cumpărați orice tricou vreți voi. Cu Paris Saint-Germain, absolut orice tricou. Așadar, haideți acolo în descriere să vă înscrieți. Eu vă mulțumesc din tot sufletul pentru tot sprijinul din toată perioada asta a campionatului. Haideți cu 8.000 de like-uri acolo, poate chiar 10.000. Până data viitoare, eu am fost Tudor, împreună cu Iani Stoica și cu Tavi și v-am pupat. Pa, pa!